Tu cum te-ai simțit acasă? Te simți bine, relaxat, fericit, în același timp conștient că e mult de muncă și că trebuie să facem treabă, rezultate, cum la CFR Cluj a fost mereu. În momentul când m-a sunat patronul la CFR să zic că să-mi fac bagajul să vin la Cluj, să mă întorc acasă, vă dați seama că am fost fericit, dar nu mă așteptam să mă întorc așa repede. Eram sigur că mă voi întoarce într-o zi aici, pentru că m-am simțit excelent, oamenii s-au simțit foarte bine cu ei, mi-am făcut prieteni, am vrut să-mi iau casă, să mă mut aici, dar din păcate am plecat la un moment dat și nu mă așteptam în momentul când am plecat că mă voi întoarce așa repede. Asta este sigur. Am venit, eu zic, într-o perioadă destul de delicată. Dar la meciul cu FCSB s-a văzut că chiar dacă echipa n-a avut un antrenor principal pe echipă, chiar dacă a fost doi băieți, are calitate, pentru că nu poți să bați FCSB cu 4-1 dacă nu e calitate. Adică numai cu spirit și cu entuziasm, care s-a văzut foarte clar, și cu organizare foarte bună, dacă nu ai valoare. Deci e clar că e un lot valoros. Nu știu dacă e cel mai valoros, dar e clar printre primele trei. Și trebuie să te bați la campionat pentru că ăsta e obiectivul an de an la CFR. Iar presiunea pentru mine este mult mai mare decât în primul an, pentru că primul an am venit la echipă când echipa era după insolvență și erau foarte mulți jucători. Noi era presiunea să ia campionatul, dar veneai după un loc 4 sau 5, nu. Dar acum când câștigi 4 campionate la rând, la care 3 jumate am contribuit și eu, îți dai seama că presiunea e din ce în ce mai mare. Adică locul 2 ar fi un eșec pentru CFR și cu mine antrenor și fără mine antrenor. Și atunci noi trebuie să ne concentrăm să luăm campionatul. Nu va fi ușor, pentru că cei de la FCSB și de la Craiova, dacă vedeți, pe bandă rulantă aduc și ei jucători și se întăresc acum în ultimul moment. Iar în Europa trebuie să facem o figură mai frumoasă decât a fost până acum. Deci va fi o grupă foarte grea. Și am mai fost aici și știu cum e. 6 meciuri în grupă, plus campionat, mereu e presiunea să câștigi. Și să avem un lot puternic, 2 jucători pe post. Problema e cu numărul de jucători, mai ales în Europa, nu putem trece prea mulți jucători. Am mai pățit acest lucru și trebuie să am noroc. Dacă n-am noroc, degeaba. Adică nu noroc la meciul neapărat și la meciul. Să nu se accidenteze niciun jucător. Jucătorii de bază, cei mai importanți, să fie mereu. Și atunci ai rezultate. Știu că presiunea e maximă și am fost obișnuit cu ea. Chiar dacă stă acasă, știu că va fi presiune, pentru că oriunde e presiune. La CFR e mai mare, în altă parte e mai mică, dar presiunea e constantă și noi, eu, împreună cu jucătorii, trebuie să scoatem rezultate. Restul e can-can, că vreau să joc nu știu cum, că vreau să pasez nu știu cum. Declarațiile astea e ușor de dat. Trebuie să scoți rezultatul. Și în ultimul an, Culio cu mine era un și jucător, care e fantastic pe teren, dar și un fel de antrenor secund. El chiar a zis mereu că vrea să fie secundă, pentru că chiar dacă sunt meciuri care nu joacă, el are spiritul ăla de argentinian. El cunoaște clubul pe de rost. Sigur va da 150%. Sperăm să mai poată, că toată lumea să miră, să gândește. Inclusiv eu, mai va fi Culio, care îl știm. Dar eu zic că clubul, în momentul de față, echipa, avea nevoie de spirit puțin. Dar că se pierduse acel spirit. La meciul cu Steaua s-a regăsit acel spirit. Dacă regăsim spiritul, am mare încredere în acest grup. Trebuie să regăsim spiritul și să fie toată lumea împreună, pentru că știu foarte bine, primii 11 sunt mereu fericiți, ceilalți 16-17 sunt mereu supărați. Eu acolo trebuie să lucrez foarte mult, să încerc, chiar dacă va fi foarte greu, să știu asta, să-i fac să înțeleagă toată lumea importantă. Grupul e important. Dacă reușesc să ies asta, împreună cu jucătorii, eu zic că va fi bine la CFR, dar trebuie să reușim să găsim spiritul ăsta. Da, eu sper că să se bucure fanii cum am întors. Eu mă bucur foarte mult că o să-i revăd. Poate o să ne întâlnim la, nu știu, și la meciuri de fotbal, vrem să facem, să ne întâlnim și cu suporterii, să fim mai aproape. Mi-a plăcut atmosfera de la ultimul meci. Chiar a fost incredibilă. De mult când am mai văzut la CFR și vreau să-i felicit pe această cale. Și sper în continuare numai rezultatele să țină relația mea cu fanii. Sunt conștient de asta, indiferent cine ești, dacă nu ai rezultate, relația se strică cu toată lumea. Deci eu, prin rezultate încerc să menținem rezultat. Această relație care a fost, eu zic, destul de bună în ultimii 2 ani cu fanii, pentru că toți au apreciat, n-am venit aici în vacanță și am venit să muncesc.